bune să dansăm cu hibiscus pula. Ne vom distra mult timp așa. Bine ați venit aici pe canalul meu de YouTube, aici la Disney Junior, este o lume minunată. Suntem în jumătatea serialului, suntem în episodul 10. Și de asta s-a întâmplat săptămâna trecută despre regizor. Doamne, m-a legat la gură. Că ce fac eu? Eu întârziu, frate! Taci, Davi. Regizore! Ai cumva probleme? Hai să începem. De data asta, hai să începem. Eu am avut o idee în ultimele 10 episoade. Și avem 20 de cuvinte cheie de la Disney Junior. Ca să aflăm în ultimele 10 episoade. Hai să începem, de la 1 până la 20. Numărul 1, prietenie. Numărul 2, joaca. Numărul 3, creația. Numărul 4, salvarea. Scuze, sunt răgușit. Numărul 5, lupta. Numărul 6, călăritul. Numărul 7, eroul muzical. Numărul 8, fără rin. Numărul 9, speriatul. Numărul 10, zdrobitul. Regizore, literatura mea. Opa, dragi, suntem în jumătatea cuvintelor cheie. Opa. Numărul 11, furia. Numărul 12, dinozaur. Ah! Dinozaur! Un fluier puternic. Numărul 13. E foarte puternic. Numărul 14, blestemul. Goofy! Uite, te-ai spămat în scoică! Numărul 15, gătitul. Numărul 16, să fii politicos. Aha, e politicoasă. Numărul 17, probleme. Numărul 18, să fii puternic. Așa, să fii puternic. Mai sunt două cuvinte cheie. 19, dormitul. Și ultimul cuvânt, numărul 20. Chiar numărul 20, câștigare. Asta se va întâmpla săptămâna viitoare. Care este primul cuvânt cheie? Corect! Chiar este prietenie. Și de asta nu spun că ne vom vedea săptămâna viitoare. Că mai avem 2 minute. Nu-i așa, regizore? Da, da. Nu te mai plictisi. Că ne-ai făcut de râs săptămâna trecută. Poftim? Chiar ne-ai dat peste cap. Următoarea e... Vampirina! Vai de mine! N-am făcut în ultimele... Adică în primele 10 ediții, dar acum în ediția asta vom face. Wow, transilvanean. Top. Vampirina în Transilvania? Dar există Transilvania în harta României. Pe bune, există în România. Pe bune, nu te-ai uitat în harta României? Ba, da. În Transilvania. Aha, există așa ceva. Și despre filmul Hotel Transilvania. Ai măi. Bum. Când suntem în zodia Taur, o să țipăm. Care e scopul zodiei Taur? Să fii harcasnic? Harcasnic? Nu! Să țip! Nu țipa! Și când zici așa în Taur, în zodia Taur, e explozie! Până data viitoare, ne vom vedea săptămâna viitoare aici pe Disney Channel. Este o lume minunată. Spun așa, pa, pa!